Cu toate că ninjaca în miez de iarnă, peste 1000 de persoane au venit la Ateneu aseară să fie alături de familia regală. Alături de orchestra Fundației Principesa Margareta a fost și Alexandra Dariescu, singura pianistă de origine română care a cântat cu orchestra regală a Marii Britanii. A fost cea mai mare bucurie, entuziasmul și pregătirea acestor tineri împreună cu dirijorul Tiberiu Soare. A fost incredibil să fiu pe scenă. Principesa estimează că în urma concertului va aduna 150.000 de euro, bani care vor ajuta 32 de tineri talentați de condiție modestă să-și dezvolte talentul. Am și fost laureat și sprijin financiar și moral și din toate părțile am fost cu adevărat sprijiniți. Regele Mihai n-a putut să vină, însă acasă la el a avut parte de o mică surpriză. E foarte bine, am vorbit cu el chiar înainte de a veni aici și a avut un fel de petrecere, am auzit tot felul de gălăgie acolo și am spus, dar ce se întâmplă? Sunt niște prieteni care au venit la masă. E foarte frumos și a avut un tort. În foaierul Ateneului a fost organizată și o expoziție cu lucrări ale bursierilor susținuți de Fundația Principesa Margareta.